Și acum știi ce vreau să fac? Să-mi iau o casă lângă lac și lângă pădure sau o casă modulară, dar acum nu mai gândesc. Așa mi-ai spus la faci din Instagram și din TikTok? Și am zis că plătesc în timp. Foarte bine, e bine să stabilești. Și eu glumesc, am banii chestia azi, niște. Am revenit cu un nou episod și ce credeți, de data asta am un invitat super, super mișto. Adela, bine ai venit, ce faci? Foarte bine, mulțumesc. Chiar mă bucur de întâlnirea cu tine și mă bucur și pentru că sunt absolut convinsă că voi fi luată prin surprindere big time. În primul rând am aflat câți ani ai, lucru care mi-a dat la temelie. M-a făcut să fiu și un pic nostalgică, să-mi amintesc că... Știu că par de 30, dar e ok, am 24. Te scuip în frunte de supărare. Dar te și admir că eu am băieți și sunt foarte focusat așa să văd. Și te-aș lua și eu la întrebări. Cum ai ajuns tu la 24 de ani să știi exact ce-ți place, ce-ți dorești și să faci chestia asta cu așa... Bă, și care mi se pare tare. Da, și mie mi se pare tare, crede-mă. Dar bine, în același timp nu-i chiar atât de ușor cum vede lumea pe din afară. Că lumea, în general, crede că dacă ești influencer sau dacă ești creator de conținut, pur și simplu te filmezi toată ziua și... aia e, that's it. Dar sunt foarte multe responsabilități și bă, eu cred că întotdeauna știu că asta îmi doresc să fac. Nu știu. De fapt să fii în centru atenției. Exact. Na, când te-ai născut tu sau când ai început să ai dorințe, să zic, pe la 7-8 ani, încă nu exista fenomenul ăsta de influencer, nu? Dar tu știi că vrei în centru atenției. Exact. Și mai ales atunci când a apărut, deci efectiv stăteam la porțile vecinilor care aveau Wi-Fi la țară, la mine. Stau cu telefonul să prind internet. Deci chestia asta și de atunci am știut că eu îmi doresc să fac deci chestia asta. Deci tu ești pentru a le da copiilor acces la online. Sincer. Și la gadget-uri, nu? Da. Eu am văzut zilele trecute, că ți-am zis. Da. Eu încă caut detalii. Research. Exact. Și am văzut că ai cântat o piesă. Bă, superbă în spaniolă. Da, nu menține astea. Sună mai bine decât originalul și eram știu. Wow, serios? Wow, nu pot să cred. De ce nu mai cânta Adela? Da, știu, nu știu. De ce nu mai cânta Adela? Nu știu. Am cântat vreo 5 ani cu DJ Project. Ok, da, știu. Și atunci am mers așa prin toate turneele și a fost superbisim, dar n-aveam copii, n-aveam responsabilități. După care au început să apară copiii, am intrat la Vorbește Lumea, unde aveam oricum un program de dimineața până la prânz, copiii mici, că eu de asta am și continuat, că lipseam câteva ore de acasă și puteam să, că mie îmi place să fiu mama, adică și îmi doresc să petrec timp cu copiii și cumva se îmbinau așa, dar mi-am dat seama că eu dacă aș face, să zicem că aș face o melodie care, Doamne, aș avea succes, da? Să zicem că ar intra pe radio și ar avea succes. Ce aș face cu ea? Că eu nu pot să plec de acasă în turnee. Adică nu vreau să fac asta. Înțelegi ce zic? Da. Și atunci m-am gândit că nemai existând o finalitate care să justifice motivul pentru care scoți o piesă și investești și bani și energie și speranțe. Și toți mi-au zis, bă, da, poți să fii selectiv, adică să zici, mă duc doar la anumite evenimente, doar la, habar n-am, nu știu, dar într-adevăr recunosc, din tot ce am făcut până acum, evident, muzica mă emoționează cel mai tare. Știi, și când tragi linie, cam la asta te gândești. Bă, ce face ție sufletul să vibreze așa, să îți dea o stare de bine? Și într-adevăr, să cânt este. Dacă nu vedeam videoclipul, ziceam că, băi, cineva din Spania care cântă superb și ai un talent în a cânta. Superb. Mulțumesc. Cine știe, poate... Poate pe viitor. Da, poate. Era la un moment dat o discuție între tine și soțul tău și era vorba de un gol. Așa știu eu. De un gol dintre voi doi. Mă rog, ceva de genul. Da, da, da. Și golul ăla a zis la momentul respectiv, înainte să-i aveți pe cei trei băieței, a zis că vă trebuie trei copii. Da. Ceva de genul. Da, și băi, cum a fost, cum s-au nimerit exact trei copii? Păi eu cred că de fapt ne-am programat. Că nu știi cum funcționează chestiile astea. Adică, de exemplu, dacă vine, dau un exemplu, zice cineva, dă-mi palma și zice, a, tu o să ai trei copii. Îți programează că tu o să ai trei copii și tu faci primul, îl faci pe al doilea și tu zici, fără să-ți mai dai seama, să verbalizezi, ție ți-a rămas că trebuie să faci trei. Da. Știi? Adică nu știi de fapt cum funcționează chestiile alea. Poate așa m-a programat cineva. Și o să te oprești la trei sau poate mai pe viitor. Nu, să știi că e tare complicat. Adică, îți spun, se schimbă totul. De la 2 la 3 e o mare diferență. Se schimbă multe lucruri legate de... Până și mașina trebuie să o schimbi. Că nu mai... Vorbesc nu mai ai loc. Cu ce mașină am venit? Cu Duba. Ador! Da, una e... Avem un SUV, mă rog, așa, de trâncănit prin oraș, dar este în servis. Și am venit cu Duba. Fără glumă, avem un van. Noi nu plecăm, păi, dar noi suntem 6 oameni când plecăm de acasă. Biciclete, trotinete, norociri, deci nu. Încearcă să-ți imaginezi ce înseamnă, nouă ne place mult să călătorim spre Asia și să petrecem mult timp acolo. Imaginează-ți ce înseamnă 6 bilete spre Thailanda.
Bine, acolo stăm la cord, amor. Bine, am și eu 7 surori și încă un frate și am 16 nepoți. La modul, știu cât de greu e să te implici, mai ales mamele, surorile mele care... da. Dar nu știu, am impresia de surorile mult. Tale câți copii au făcut în medie? În medie 2. E foarte interesant că m-am gândit de multe ori la asta, de ce din familie cu mulți copii, copiii când aleg să facă copii, nu fac mai mult de unul sau doi. Pentru că de fapt ei nu s-au simțit atât de văzuți, atât de îmbrățișați cât de mulți sau doi. Că eu mi-am pus întrebarea asta într-o postare și am zis așa, bă, noi tot timpul ne gândim făcând copii cum ne e nouă. Da. Că avem de cumpărat multe bilete, că trebuie să schimbăm mașina, că bă, eu vreau să am totuși 3 ca să joace în 3 sau 4 sau ce sau ce. Dar ei cum se simt într-o familie atât de numeroasă? Da. Oare copii ăla din mijloc, dau un exemplu, nu și-ar dori de multe ori să fie singur la părinți, în ideea în care ar vrea să aibă mai multă atenție din partea părinților, mai multă dragoste, mai... înțelegi? Da, nu acum... e interesant așa ca fază? Ba da, acum o să-ți povestesc ceva, n-am zis la nimeni, mă rog, dar noi am fost 9 în total și culmea e că mama ne-a crescut pe toți 9 singură. Singură, la modul să crești noi. Deci eu am văzut surorile mele, de exemplu, zic, mamă, cât de greu e cu un copil, nu mai pot, da. Nu mai am timp de mine. Da. Dar mama cu 9, adică cum? Cum? Nu știu, nu știu. Și eu mă mir și eu mai întreb, mă, mami, cum te-ai descurcat? Păi, pe tine te luam în brațe. Ultimul, nu știu, era atât pare. De văr diferit. Nici nu eram atât de părinți atât de preocupați de ce suntem noi acum preocupați pentru da. Copii. Erau, hai, să crească pe aici un bătătură. Ceea ce e sau nu greșit, nu vom ști niciodată. Că da. Poate atenția asta excesivă pe care le-o dăm noi copilor, de fapt lor le face rău. Ca viitori adulți, știi? Că da, un dat ăsta da, da, da. Permanent, știi? Da. Că m-ai întrebat la început cum am știut eu ce să fac în viață. Tu cum ai știut? Tu gândește-te că eu aveam o situație sau cumva o realitate care nici într-un caz nu ar fi dat de bănui că ar fi putut să se transforme în ce e acum. Eram o fată din 3 frați, da, cea mai mică, părinții cadre didactice la țară, bunicii la țară, tot universul nostru era la Șușani. Doar în anumite sărbători plecam la oraș. Ca pe vremuri, situația financiară era modestă ca a tuturor. Adică, de exemplu, eu dacă mă uit în urmă, mi se pare că eram săraș, dar eu n-am perceput niciodată asta, că mie n-am simțit că mi-a lipsit niciodată nimic. Sincer, da. N-aveam magazine care să zic aș vrea și eu, dar nu am. Nu, eu n-aveam. Nu era, mai ales la țară era super lejer. Da. Iar eu, de când mă știu, cânt. Deci eu de foarte de mic am început să fredonez prin casă tot felul de chestii. Frații mei în familie se iubea muzica, pur și simplu. Și tatăl meu și mama mea iubeau muzica bună. Frații mei aveau trupă de rock, veneau de la liceu, erau foarte cool așa. Și cântam în continuu. Deși când mergeam la arat, la semănat, la cules de prune, la toate activitățile pe care le aveam, eu cântam non-stop, non-stop, non-stop. În autobuz, că ziceam rată, în... Bă, nu pot să zic, la mormântări, la nunți. Peste tot cântam, nu e glumă. Deci, că vezi aici, îți dai seama că talentul, bă, iese ca un de lemn, cum s-ar zice. Iese sincer, la iese, din tine, da. Absolut. Eram nebunită, pur și simplu, mergeam, făceam naveta, să fac pian, să... Nu mă put, eram de neoprit. Deci aveam un drive pe care nu-l mai am. Și părinții te-au susținut, mă gândesc, dacă... Da. M-au susținut în sensul că m-au lăsat. Ok, te-au lăsat. Și că se uitau cu admirație la mine. Deci, părinții mei, când mă priveau, zici că se uitau la Whitney Houston. Băi, ce drăguț. Deci eu de la ei eu am avut încrederea asta în ce pot eu. De la ei eu am știut că eu sunt cea mai bună. Voi înțelegeți chestia asta? Bă, dar ce capacitate să poți să-i transmiți copilului tău că el e cel mai bun când el e un copil, adică eram un copil normal. Dar e foarte important pentru tine și pentru viitorul pentru tău. Mine, ca viitor... asta a fost tot. Adult, adolescent, deci, I don't know. Eu când am plecat de acasă, eu știam că eu o să fiu navă spațială. Băi, deci nu există ce determinare și ce încredere în mine. Curaj, ambiție. Pe alte planuri, extrem de timidă, cu anumite frustrări, prin comparație, venisem la București, unde copiii erau mult mai pregătiți din mai multe puncte de vedere, cu mai multe mijloace, în fine, deci pe partea aveam complexele mele, forma. Dar pe partea de talent, mie mi se părea că sunt cea mai bună. Dacă poți crede așa ceva, ai. Da? În fine, și așa, și am început să particip la niște festivaluri din astea, efectiv o tăram pe maică-mea după mine la festivaluri. Mă interesam, eu aflam numere de telefon ale unor artiști.
stăteam pe la ușă, deci eram o stocăriță de asta, deci sunam în continuu prin centrale și pe la Șușani aveam telefon direct. Alo, centrala, da, spuneți unde doriți. Aș vrea să întâlnesc din Șușani, aș vrea să-mi faceți și mie legătura cu numărul nu știu care. În schimb, cel care a avut încredere în mine așa oarbă și a zis, băi, fata asta are, trebuie să-i dau o șansă, a fost Mihai Constantinescu, care mi-a și compus multe piese, Dumnezeu să-l odihnească. El m-a și convins să vin în București, m-am mutat la școală în București, la mătușa mea, și cumva de atunci a început. Am intrat la liceu de muzică la Lipati, unde m-am împrietenit forever cu Elena Gheorghe. Oh, Elenuși! Da, am fost o și pupăm, am fost prietene foarte, foarte apropiate. După care am luat castingul pentru În Familie, serialul de pe Prima, era un serial de Prima. După care regizorul de la În Familie a fost regizorul care a făcut Numai Iubirea și atunci a început totul. Deci a fost BAM! Deci după Numai Iubirea este exact ca la Cenușărea asta, s-a schimbat. Băi, e genul ăla de se întâmplă o dată în viață. Da, 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 o schimbare. Deci apare un moment. Chestie de ți se întâmplă o dată în viață, norocul ăla și e ceva superbisim. Deci, wow. Și atunci s-a schimbat totul. De atunci viața mea... De atunci a început aventura, da, atunci cumva. Atunci a început, m-am dus direct pe Săniuță la Vale, nene. La deal. Nu la Vale, la deal. Las că e bine, da. Că ne mai și ducem, dar ne mai și ridicăm. Ca cumva să te ridici, întotdeauna trebuie să fii jos. Absolut. Nu e glumă. Întotdeauna când ești aici, știi că urmează ăsta. Iar când ești aici... Vezi că ușor începe. Deci e tot timpul așa, e în firea lucrurilor. Da. Ce părere ai despre generația asta? Adică, nu știu, să zici despre generația asta ceva de bine sau ceva ce nu-ți place? Mie mi se pare că firul invizibil care leagă generațiile de atunci și de acum este adolescența, care ne-a impactat pe toți foarte tare. Și dacă atunci, nu știu, plecai de acasă, în vama veche, că erai rebel și te îmbătai și dormeai la cort, acum, din păcate, ca să-ți arăți revolta față de viață, față de părinți, poți să faci chestii mult mai nasoale. Ai acces la lucruri mult mai nasoale. Da. Și chestia asta te pune mai tare în pericol. Pe de altă parte, mi se pare că acest online, atât de blamat, dar și iubit în același timp, a oferit șansa unor oameni care aparent nu aveau niciun viitor, de fapt, da? Aici. Să ajungă să fie staruri, pur și simplu, ceea ce este fabulos. Adică online nu a dat șansa oamenilor normali să fie celebri. Da, să-și facă o carieră. De exemplu, exact asta și mi s-a întâmplat. Și mie mi se pare că este un lucru super. Dar asta e o chestie care a venit cu vremurile și generațiile doar s-au adaptat, știi? Dar e o șansă, chiar este o șansă. Vreau să-mi zici ceva și de la Sunt Celebru, pentru că am urmărit emisiunea. Așa. Vreau să-mi zici cea mai scârboasă chestie sau necomestibilă pe care ai mâncat-o. Eu n-am mâncat, slavă cerului, dar îți spun cel mai scârbos moment de la Sunt Celebru, scoate-mă de aici. Nu are ce să fie peste asta. Deci era Bia Khalifa, avea o probă în care trebuia să facă următorul lucru. Ca să câștige de mâncare, știi cum e, trebuie să faci niște probe, de mâncare, nu știu ce. Trebuia să ia niște gândaci care erau, evident, nu erau vii, dar nu erau nici prăjiți. Deci erau suculenți. Ok. Să-i sugă, să mănânce mațele alea ce erau înăuntru. Stați așa. După care să ia un recipient cam ca ăsta, să-i scui pe acolo, până când reușea cu amestecul ăla să umple recipientul. Am văzut. Deci imaginați-vă resturi de gândaci sau chestii interne amestecate cu salivă, plin paharul ăsta, după care să-l bea. Nu există, deci mie nu există. Ok, îl iei, îl sugi, îl bagi înăuntru. Să-l bei! După ce l-ai scuipat? Tu! Amestecul ăla de... Nu, deci este ceva... Ceva oribil. Ca și cum, Doamne ferește, trebuie să bei boma, e ceva... Știi că noi trebuia să fim... Ha-ha! Bravo! Nu erați, vomitam pe acolo, prin spate. Nu există așa ceva. Că știu, am văzut, deci tu la Sunt Celebru, ești un personaj. Ești pregătită? Da, hai de capul meu. Hai să jucăm. Hai. Da, știu eu, da? Da. Bă, ce parte vrei tu, nu contează. Mama, abia m-a așteptat să ne jucăm. Să vedem, din Muntenia, adică din aici, din București, picișa, de la picișa. Noi. Picișa. Ploscă. Cum mă, ploscă? Nu știm ce e plosca. Nu știu ce e plosca. Nu-i aia de pui apă nea. Nu e de când face pipi omul și nu poate să ridice, pui plosca. Nu e plonul asta e? Eu nu știu, eu n-ajut. Se folosea la țară, de mult. Nu e aia de faci pipi în ea și caca? E și aia, dar ăla nu e regionalism, așa se folosește peste tot.
Da, am știut eu că ceva de genul înseamnă. Am înțeles. Bine, mă, hai, și ce trebuie să fac acum? Acum trebuie să deschizi plicul să vezi dacă e întrebare sau provocare. Crezi în superstiții? Dacă da, care este cea mai ciudată superstiție de care ții cont? Băi, mie mi-e frică să zbor. Asta e chestia. Okay. Și atunci, de fapt, superstițiile apar când ne e frică de ceva. Da? Când okay. avem o vulnerabilitate. Și când credem că, de fapt, vulnerabilitatea de ce apare? Că tu crezi că nu e în puterea ta. Ok. Eu când zbor, eu cred că nu mai e în puterea mea să fac nimic. M-am urcat în avion. Și atunci încep să fii superstițios. Adică să încep să te încrezi în alte chestii externe care te pot ajuta. Exact. Respectiv, niște chestii repetitive. Iar eu am, pe vremuri aveam, plecam cu un medalion pe care îl primisem de la mama, bunica lui Radu. A, nu ieșeam, fă așa. După care nu mai știu ce făceam. Iar acum am totuși o chestie pe care îi dau un mesaj anume mamei mele înainte să decoleze avionul, în care îi spun ceva basic, adică mămico, dar e mereu același, am decolat, te sun când ajungem. Te sun când ajungem, dându-i comandă creierului meu că și ajungem. Mamă, dar adică ți-ai programat, exact. Deci nu e că pic avionul ceea ce eu cred. Și am frica asta de avion. Ce zodie ești? Balanță. Ah, ok, am crezut că ești gemen. Ia să vedem acum, e rând și rândul meu, că ce crezi, mă joc și eu, îmi place să mă joc, iubesc să mă joc jocul ăsta. Ardeal! Ardeal de la mine? Serios? Dacă nu știi la Ardeal... Stai că eu am rămas blocat, că nu l-am mai auzit până acum. Jignău? Jignău? N-am auzit și ceva. Nicio. De când stau în Ardeal, mă, Alex, eu n-am auzit de Jignău. Adică are nasul mare? Dă-o încolo, aia e cloșcă. Aia e cloșcă, tătăzua. Care este cea mai ciudată teorie a conspirației pe care ai auzit-o? Ia. În America, în Parlament, da. S-a confirmat că extratereștrii există de către NASA, nu știu dacă ai auzit. Cred că deja toată lumea era familiarizată cu ideea. Cu ideea că pe pământul nostru există extratereștri. Adică toată lumea crede că în piramidele din Egipt e mult mai mult decât niște simple piramide. Adică toată lumea se întreabă cum au fost construite, pentru că sunt niște cărămizi de alea ce acum, gen în vremurile în care trăim, s-ar putea construi asemenea piramide, dar atunci cum? Adică își pune foarte mult. Și da, eu cred. Cred în extraterestri. Am crezut toată copilăria și mai mult decât atât. Am și visat, sau n-am visat, sau poate chiar mi s-a întâmplat, că am intrat într-o navă. Deci toate desenele mele din copilărie erau cum nava extraterestră era oprită, iar eu, care întindeam mâna după maică-mea, toate desenele mele de copilie asta. Și am și amintiri din acea navă, din acel OZN, care poate de sigur pot să fie fabricate de imaginația mea, bine, cel mai probabil. Sau ai trăit asta în altă viață. Cine știe? Deci am bine, fost fascinată tare. În copilărie de chestia asta, așa acum am gândit că să nu mă mai complic și cu gândurile astea. Iartă-l, da! Moldova! Moldova! Le ai? Din Moldova sau? Nu, stai, dă-mi bucuria să las semnul ăsta aici. Dă-mi foarte estetic, asta foarte estetic. Bravo, bravo. Dapa. 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 Da, pa. Da, pa. Adăpa, a dat de băut calului. Serios? Yeah. Îi adăpat, yeah. Gen? Ia să vedem. Dacă Moldova. Îi pot să aleg dintre Bucovina și Dobrogea. Da, Bucovina. Foarte mișto, bravo. Mă unge pe suflet. Uite ce frumos facem aici așa un platou așa frumos. Aleg, jur, nici nu te-ai gândit la asta. Foarte mișto. Ghiju. Ghiuj, bre. Ghiju. Ghiuj. Bă, da. Adică îi cu capul într-o parte? Adică palalila, așa, nu? Vezi, nu, altfel foarte echilibrată. Ghiju. Stau cu nervii. Ghiuj. Da, tu știi ce înseamnă? Nu, dar e ghiuj, nu ghiju. Păi asta am zis și eu apoi. Ghiuj. Că n-am știut să-l pronunț. Ei, no, doamne, țucăl. Arată-ne ultimele căutări de pe Instagram. Yeah. Doamnă! Oare unde mi-este telefonul? E acolo, l-am văzut. L-ai văzut? Ah, nu l-am văzut. Stai să-mi iau o gură de cafea înainte. Nu neapărat cred că stocăresc, dar probabil am dat și eu un... Cred că și pe mine a trebuit să mă fi căutat. Ce zici, te-am căutat sau nu? Cred că da. Pe cine crezi că am căutat prima dată? Pe mine. Pe Adela Popescu. Da. Al doilea pe Alexandru Bârâcapa. Al treia, Delia. Da. Tommy Hilfiger. M-am uitat la o prietenă.
La Animax, că am un cățel, am un dalmațian și la dalmațieni. Am un dalmațian. Stai scos. Ai un dalmațian? Da, stai să ți-l arăt. Asta a fost episodul nostru. Mulțumim tare frumos că ai venit, că te-ai alăturat Fundație Metropolis din spitale publice din bani privat foarte și apreciem foarte mult că ai venit. Și ce să-ți mai zic? Mersi mult, mă. Ești super, mă. Adela, am și un cadou pentru tine. Sunt tricourile din pe mine. Tare, mulțumesc. Sunt foarte nice și crede-mă, sunt foarte legere. Bun. E super bun. Îți zic eu, calitate next super. Level. Pentru că am înțeles că așa este obiceiul aici, ar trebui să aduc un obiect și m-am gândit la... adică mă gândesc pentru ce aș da eu bani, dacă okay. să ajut cumva. Și o să aduc o pereche de pantofi okay. foarte frumoși, care îmi plac mie foarte mult. I-am purtat de două ori maxim, deci aproape noi. Și vreau să-i donez și eu. În scopul ajută, îi așteptăm. Da. Mulțumim tare. Urmează să vină coletul. Dacă și tu vrei să ajuți, trimite SMS cu textul facem la 8845 pentru a dona 2 euro. Iar dacă vrei să donezi 4 euro, trimite SMS cu textul facem la 8864. Toate fondurile merg către pacienții oncologici ai Institutului Clinic Fundeni.